Vă ziceam mai devreme că gătim astăzi broccoli la bucătărie și nu doar broccoli. Îmi place foarte mult să văd tot mai des bărbați în shorts la noi la bucătărie, dar cel mai important, rare ori vezi un șef al poliției de frontieră în șorți, la bucătărie, la o nouă zi. Fredolin Lecare, la noi, bună dimineața și bine ați venit la noi și vă mulțumim. Bună dimineața! Multe provocări ați avut în viață pe parcursul profesionist, dar asta cred că este una foarte și foarte specială, Fredolin, nu? E absolut adevărat, e o provocare. Am văzut recent colegul dumneavoastră cu brigada destinată special Scorpion. Eu cred că este mult mai ușor acolo decât aici? Acum în platou. Să-i bucurăm pe telespectatorii cu bucatele pe care urmează să le pregătim. Cu siguranță! Eu sunt mai mult decât 100% sigur că ne vom descurca de minune. Nu cred că este chiar o provocare atât de gravă sau atât de complicată. În general, obișnuiești să gătești, nu? Cu siguranță. Nu așa. Eu nu sunt profesionist în acest domeniu. Ar trebui să recunosc și pentru telespectatori. De ce oamenii în uniformă probabil nu vă vizitează atât de des în emisiune, că nu sunt pe câmpul lor de acționare. Așa. De aceea aici se stăpânit situația noastră. Noi urmează să ne sincronizăm și să-i bucurăm pe telespectatori cu ceea ce putem să facem noi. Cu siguranță. Bine. Vom reuși în această dimineață. O să vă ajut, cu siguranță, să, dar să gătim. Ce facem? Da, ce gătim? Mă bucur să văd carne. Da. Astăzi sfârșit, gătim un cotlet de porc cu broccoli. Dumneavoastră deja ați relatat beneficiu. Eliminăm astăzi grăsimea. La tigaie. Eu nu știu, unul din cele mai simple recete care urmează noi astăzi să o facem. Nu este atât de complicat. Imaginația și creativitatea fiecărui bucătar depinde de însăși de bucătar. Astăzi vom da o mică recetă, dar ea poate să fie dezvoltată de fiecare în parte care urmează să o implementeze pe viitor. Este perfect. O recetă foarte, una este foarte simplă, bună. Una rapidă, este absolut. Chiar foarte comod atunci când vii după seara, după așa? Muncă, ai venit acasă și se întâmplă uneori că nu prea avem pregătit nimic din timp, da, așa că le-am pus pe tigaie. Carnea cu broccoli se combină foarte bine. Eu am să vă ajut, am să tai broccoli. Ok. Și cu carnea las bărbații, o să sărați, cred că o să punem niște condimente, da? Cotletul de porc, în principiu. Aici este... avem favoritul lui Victor Nofit, chimenul, boia, oregano și piperna. Da, absolut corect. Dar cum v-am spus, totul depinde de imaginația și creativitatea și gusturile fiecăruia. Când face un fel de marinat pentru cotletul respectiv de porc. Este foarte important alegerea cărnii. Cu cât mai proaspătă, desigur, și cu cât mai calitativă carnea, cu atât probabil și gustul ei la final va fi. Dar ceea ce e important, este cel mai important, eu cred că, dedicația și sufletul bucătarului. Așa. Pentru bucate. Cineva zice că sunt steak-uri din Texas cele mai gustoase, din carne din Argentina, nu știu de unde, dar eu cred că ceea ce este gătit însăși de tine personal este cel mai gustos. Modul de preparare tot. Și bucătarii deseori practică situația că însăși nu ei sunt consumatori, ei încearcă să bucure publicul sau oaspeții care vin la ei cu bucatele preparate. Probabil câteodată doar gustul un pic, dar așteaptă reacția celor care le vin în ospeție. E adevărat, Fredolin, la noi în bucătărie au fost aici oaspeți bucătari de stele Michelin. Și eu când am întrebat pe italianul bucătarul Parmigiani, așa? Și zic, da, dumneavoastră gătiți acasă, probabil, dacă el fiind șef bucătar care gătit pentru Berlusconi, și eu acasă nu gătesc, dar ce mâncați, zic? Zic, nu știu, ce este în frigider? Pastă, pot să fierb pastă? Zic, atât de simplu? Zice, da, nu sunt talentat. El gătește mâncări, face artificii în bucătărie, dar pentru dânsul, zice, pot să mănânc și un steak, pot să mănânc și o pizza, pot să mănânc și... Deci nu sunt alentați bucătarii. Într-adevăr, ei ne alintă pe noi, consumatorii. Dar mâncarea preferată a comisarului, care este, Fredolin? Dacă are timp să mănânce. Dacă are, bineînțeles. Desigur, o zeamă, eu cred că una din cele mai preferate. Zeama este, ea combină de toate și chiar este binevenit să consumi o zeamă pe parcursul zilei. Așa. Desigur, încerc să consum mai puțin cafea, dar de dimineață
De dimineață, la breakfast, să zicem, cel mai bun breakfast pentru mine este o pâine care o pui în toast, un avocado și cașcaval. Este incredibil și te energizează, energizează pe, toată ziua. Da. Nici eu nu sunt tare alentat, deși la noi în familie se gătește, sunt pregătite bucate de soție din punct de vedere a sănătății. Nu consumăm nici sare, nici zahăr. Ne-am deprins soția, soția este deloc sare chiar. Nu știu, interesată de nutriționism? Absolut, sau este medic? Da. Nu este îmi permite medic? Să pun broccoli da, la... Desigur, da? Desigur. Se poate, da? Nu este nutriționist, însă suntem pasionați de modul sănătos de viață și câteodată sarea care o consumăm în alte locuri nu ne face mâncare tot așa de gustoasă când ne-am deprins fără sare. Consumul excesiv a acestor alimente... Este adevărat. Doza face otrava, de fapt. Dăunează sarea. Plus că acum avem sarea, se găsește în toate sosurile, toppingurile și peste tot. Deci da. Oricum luăm doza de sare necesară, da, pentru organism. Așa, am pus broccoli la abur, să le ținem 5 minute maxim. Ai pus un pic de sare sau nu ai pus sare? Sare? Sau nu se pune sare? Nu. Nu se pune în apă sare? Ca eu să știu, pentru că eu n-am fiert niciodată broccoli. Să știți că broccoli de obicei absorbe foarte multă sare. Este foarte sănătos, dar în viziunea mea nu este gustos deloc. Dar îl mănânci de nevoie. Eu vă spun din experiența mea proprie și copiii mei urăsc broccoli, dar știu că este necesar cât trebuiește. Da. Este adevărat. Știm că e sănătos, trebuie să-l mâncăm, înghițim așa mai... La fel am mâncat și eu acum câteva zile, nu m-am gândit că o să mănânc chiar tocmai două bucățele de broccoli, a trebuit că nevasta la fel a spus că el e sănătos, trebuie mâncat. Hai, dacă trebuie mâncat, suntem obligați să-l mâncăm pentru sănătate. Da, pentru ficat mai ales, vezi, dacă tot vorbeam mai devreme. Pentru ficat e mai bine. Da, ficatul gras, foie gras, ceea ce este delicatez în Franța, noi vrem să scăpăm de el. Exact, dar este unul foarte gustos, însă nesănătos, e adevărat. Da, pentru că este barbară obținerea acestui produs foie gras, pentru că știți ce înseamnă ficat gras, gâștele sau rățele, rațele alea sunt intenționat supra-îngrășate. Da. Să știți că nu-i deranjează pe cei care trăiesc în Franța că consumă la scară largă acest produs. Și, de fapt, sunt primii care, nu primii, dar protagoniștii acestui tip de produs. Și capitala gastronomică a Franței, Lyon, unde am avut ocazie de mai multe ori să vin, că este și sediul central Interpolului. Ei mănâncă foarte multă mâncare nesănătoasă, însă foarte gustoasă. Dar ceea ce e important, cantitatea. Nu exagerează cu cantități. Dacă se așează la o cină, cină poate dura și două și două ori jumătate, însă pe parcursul acestui răstimp nu mănâncă foarte multe bucate. Vorbesc, Wi-Fi-ul nu există, discută, tet-a-tet, trăiesc, da. Și dacă vorbim de cantitate, aici se referă și la vin. Vinul consumat de francezi la masă tot nu e... Cel puțin nu e într-un pahar de apă, dar într-un pahar de vin. Vorbim despre cină, bineînțeles, că și medicii recomandă și, nu știu, eu personal recomand un pahar, 100-150 de mililitri de vin seara la o cină copioasă, gustoasă, merită să fie consumat. Nu mai mult și nu în altă parte a zilei. Noi la bucătărie, dragilor, facem un steak minunat, Fredolin este cel care de face un masaj acolo. Este adevărat că dacă îl pui deasupra, el probabil în procesul fierbirii sau prăjitului poate să dispară. Este un mușchi, de fapt. Și toate cele manipulații care le faci cu un mușchi trebuie să faci niște fricțiuni. E viziunea mea. Eu cred că ar trebui să experimentați și o să vedeți că este o mică diferență. E chiar o mare diferență, pentru că în felul ăsta tu îi dai și căldura mâinii și dragostea. Pentru că noi știm că dacă gătim ceva cu dragoste, iese mult mai gustos decât atunci când o facem la viteză. Gătim sau cu dragoste aici la o nouă zi cu Fredolin Lecăr, șeful Poliției de Frontieră. Mai revenim aici la bucătărie, pentru că avem foarte multe întrebări să-i adresăm. Revenim în scurt timp. Da.
Aici la bucătărie, în siguranță, facem o bucată de carne, un muș de porc, da, cu Fredolin Lecar, șeful poliției de frontieră. Fredolin, la noi deja miroase bine aici în bucătărie. Noi am divizat, într-adevăr, am divizat câteva felii de porc, noi am pus deja în tigaie, aproape sunt gata. Aici au rămas o felie care urmează noi să o prăjim aia după. Telespectatorilor, doar de ca să, încă o dată să le repet, că imaginația și creativitatea urmează a fi implementată la maxim, că nu există o rețetă perfectă a unor astfel de bucate, ceea ce înseamnă, încă o dată, să nu exagereze cu alimente și... Cu sarea sau cu... Absolut. Să nu exagereze nici cu tigaia. În viziunea mea proprie, cea mai bună mâncare se prepară la natură, afară, și eu sunt convins că cei peste 3500 de polițiști de frontieră sunt profesioniști de a face mâncare la natură. Deci, cu prima ocazie, eu o să vă invit la natură să vedeți pe adevărate cum se face un de ziua poliției poliției de frontieră, pe data de 10 iulie. Eu 10 iunie. N-am mai rămas foarte mult, dar noi suntem în acțiune atunci și chiar faceți, mergeți undeva la natură, aer curat. Absolut corect. Încercăm să evităm aglomerația din oraș. În oraș doar depunem flori la monumentul Ștefan cel Mare și este un program mai special de decorare a celor mai buni polițiști de frontieră, da. Dar de obicei o facem la frontieră, acolo unde ne este locul, că practic majoritatea efectivului, peste 3000 de oameni sunt concentrați de-a lungul hotarelor Republicii Moldova. Republica Moldova are peste 2200 de kilometri de hotar cu cei doi vecini, România și Ucraina. Sunt locuri absolut frumoase, sunt locuri unde își fac serviciu colegii mei, în condiții nu tocmai câteodată plăcute și în vânt și în ploaie și în soare, este dar adevărat. Știu că rutina și pe mine mă ține în birou, dar tânjesc și eu un pic de frontieră pentru frontieră. Să ieși undeva acolo. Dar urmează să ne amenajez timpul în asemenea măsură ca să fiu alături de colegii mei. Putem să vorbim despre o stare de instrucțiune a polițiștilor noștri, una de calitate înaltă, pentru că noi de fiecare dată, Fredolin, încercăm să ne stăm în rând cu țările dezvoltate, cum, nu știu, America, Europa. Noi, frontiera noastră este protejată în calitate de 100%, deci noi suntem instruiți. Polițiștii noștri de frontieră sunt instruiți bine după cele mai... Să vă răspund foarte simplu această întrebare și o să încerc să acoper două dimensiuni, de instruire și de munca pe care o fac ei în vederea hotarului ca să fie sigur. Dacă dumneavoastră dormiți noaptea bine și conducătorul poliției de frontieră doarme bine, asta nu înseamnă că nimic nu se întâmplă. Sunt foarte multe incidente care colegii mei le gestionează cu profesionalism, dar dacă cetățenii dorm liniștit și mai ales cei care trăiesc în zona de frontieră, înseamnă că lucrurile decurg bine. Asta este prima dimensiune la care noi ne bazăm. A doua, încredere populației. Noi, după ratinguri care sunt efectuate, poliția de frontieră este un organ de aplicare a legii mult mai avansat decât alții la capitolul percepției populației. Adică cetățenii ne percep la justa noastră valoare. Noi tindem spre mai bine, desigur, da. Instruirea este în continuu și practica instruirii, ei nu se oprește aici, ei evaluează permanent, încercăm să luăm practici bune și din Statele Unite, inclusiv și din Uniunea Europeană. Aici vroiam să ajung, hai să punem și stake-ul ăsta dacă este cazul și este momentul. Este cazul și este momentul. De curând, eu... Avem aici câteva informații și este îmbucurător diploma de onoare din partea directorului FBI și în același timp tu ai făcut așa, ai fost coleg de bancă cu vicedirectorul FBI, e șefii poliției din Cipru, Dubai, Miami, San Francisco, în cadrul unui proiect
de instruire mondial, sau cum se numește? Cel mai avansat, FBI, sub egida FBI-ului, pentru corpul de comandă suprem, pentru liderii executivi suprem de cadrul organelor de aplicare a legii. Într-adevăr, confirmă acest fapt, toată povestea s-a început cu diploma care mi-a fost oferită de către directorul FBI în cadrul unei operațiuni comune care au efectuat polițiștii noștri cu agenții FBI din Statele Unite, care nici agenții FBI la sfârșit nu credeau că noi o să reușim să capturăm cel mai căutat hacker de către Statele Unite, dar noi am reușit să facem acest Serios? Lucru și toată Unde echipa... s-a întâmplat? Aceasta s-a întâmplat, era un hacker din Suedia, care itinerarul căruia a trecut și prin Republica Moldova. S-a ascuns foarte bine, însă și de informații care dispuneam. Vreau să vă spun, nu doar eu am primit această diplomă, este toată echipa, asta era muncă în echipă. Peste 10 persoane au primit aceste diplome ca o recunoștință a muncii în vederea capturării acestui criminal foarte periculos. Desigur, el s-a camuflat pe teritoriul Republicii Moldova, a crezut că este o țară unde el poate și să se ascundă și să practice activitatea sa criminală. Nu a fost așa să fie. Din primul semnal primit de la FBI, am reacționat prompt, am organizat toate măsurile și în final acesta a fost extradat către Statele Unite. Și din acest moment s-a început povestea mea cu FBI-ul. După aceasta am trecut cursuri de leadership în 2015. Acum, cum ați spus, am fost într-o mare familie a senior executives la nivel mondial. Dar vreau să vă spun, ei toți sunt oameni. Dar important că este șeful poliției din Dubai sau din San Francisco sau din Los Angeles. Au aceleași probleme. Au câteodată viziuni bune care câteodată noi putem să le proiectăm la situația pe care noi o avem, câteodată practica care noi o avem, putem să le transferăm ca best practices, ca ei urmează să implementeze unele momente. Adică suntem la masa de studii de la egal la egal, că și noi avem o practică și ei au o practică și atunci putem să facem schimb. Absolut. Absolut. Din punctul de vedere a managementului, știți, poate dezvoltarea instituțională ce ține de dotare, cum ar fi în Dubai, sunt și droni și motociclete care sunt bazate pe quadrocopter și tot așa. Uh-huh. Asta este dezvoltarea instituțională. Dar cel puțin aplicarea unor metode ce ține de management, de asigurare unor procese calitative, piramidale de comandă, și noi putem să le transmitem practicile bune pentru implementarea acestora în activitatea lor de serviciu. Da, iată că am aflat o informație de mândrie, demnă să fim mândri de ea, pentru că putem să prezentăm și noi câteva sfaturi utile celor mai mari sau dezvoltate state, așa cum ai spus tu. Dacă ei sunt dezvoltați tehnic, noi suntem dezvoltați mental. Noi gătim ceva foarte gustos, steak cu broccoli și un sos acolo. Despre sos o să vorbim în următoarea pasă, împreună cu șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecar. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la o nouă zi. Publicitate. Fredolin este cel care în această dimineață ne-a umplut de bucurie această farfurie cu două bucăți de mușchiuleț de porc, aici, da, e? Absolut. Și broccoli. Și avem un sos acolo pe care vreau să-mi spui cum l-ai făcut. Sosul este unul foarte simplu. Dacă ați observat, toate bucatele astăzi sunt chiar și pentru cei leneși care nu doresc să pună mult efort la prepararea bucatelor. Sosul este unul foarte simplu. De fapt, bazat pe ulei de măsline. Noi și am prăjit acest cotlet pe ulei de măsline. Am adăugat un pic de lămâie. Mă alătur și eu să văd ce ați gătit. Un pic de lămâie și ghici, încă un element care... Un afrodisiac. E usturoi, absolut. Da. Dar cel care ne face bine. Cum v-am spus anterior, nu există o rețetă perfectă. Adică dacă corespunde gusturilor noastre, uh-huh, sunteți bineveniți să aplicați orice fantezie în practică. Părinții, apropo, și am să fac legătura asta, părinții au avut o fantezie foarte interesantă când v-au pus numele de Fredolin. Putem să aflăm istoria acestui nume? Da, mulțumesc. Într-adevăr, numele acesta, eu
până la, cred că până la 18 ani am avut foarte, foarte multe probleme. Poate aceasta și m-a determinat să fiu, încă mai, să zicem așa, motivant în, în cariera mea. Într-adevăr, am mai spus-o și anterior și la diferite televiziuni. Am fost născut în anul 1980, în preajma când a fost Olimpiada la Moscova. Și vă dați seama, toți erau, purtau numele Mișa, Mișa, Sergiu, Vania, Igor. Exact. Și au venit părinții mei și au înregistrat numele la starea civilă ca Fredolin. Era ceva incredibil, toți au fost surprinși, dar de fapt istoria este una foarte simplă. Acesta este, era o doleanță a bunelui meu, care era pasionat de cărți, era medic de profesie, care a solicitat tatălui meu în cazul în care se va naște un băiat, că a decedat până la nașterea mea, dacă va fi băiat să-i pună părinții numele de Fredolin și dacă va fi o fată să-i pună numele de Diana. Yeah. Adică părinții mei exact și tocmai au îndeplinit doleanța bunelui meu. Ceea ce e important în timpul sovietic și independența Republicii Moldova era foarte și foarte, foarte complicat. Eu cred că până în 98 era foarte așa, complicat. Mai complexat din și cauza vorbeam și limba rusă, că sunt toată copilăria mea, am petrecut în Bălți și în 98 venind la Academie de Poliție, era o mică problemă. Zici că cine ești tu? Vorbește limba rusă, ai un nume ciudat și ești stângaci. Haideți să te testăm, să vedem ce poți. Dar apreciez anii de studenție, să zicem așa, la Academie de Poliție, unde m-am maturizat, am găsit o formulă pentru cariera mea pe viitor. Una potrivită, mulți colegi cu care am învățat acum au și poziții cheie în Ministerul de Interne și mă bucur pentru acest fapt că temelia, de fapt, atunci a fost dar prietenii vă spun Fred. Da, prietenii îmi spun Fred. De fapt, eu le-am propus această formulă mulți ani înainte ca să nu-mi schimonosească numele, sau îl pronunțe corect, sau le dau a doua opțiune să fie prescurtat, să fie Fred. Aceasta era în adolescență, când toți se ascultau Nirvana și Offspring, cum v-am spus, da, era în vogă. Și acum feciorul este Fredolin. Fredolin, da, tot, flăcăul, da? De 10 ani, ai spus, da, că are așa și la fel îl cheamă, se numește Fredolin. Este un nume frumos. Mulțumesc. Să vă poarte noroc, să vă poarte sănătate. Eu, de fapt, eram foarte contra. Asta e soția mea, a insistat, că zic, dă să punem un nume normal. Cu titlul de glumă, desigur, desigur. Că am și o fată de 15 anișori, care... Nu este Diana, dar am pus un nume universal, Alexandra, ca să în toate limbile lumii să rămână Alexandra. Alexandra, este. Ce alte, care sunt pasiunile tale în timpul liber? Nu știu, ai un hobby, îți place să ieși în natură, nu știu, să culegi floricele sau să te plimbi, să faci jogging, ce altceva? Să culegi floricele. De exemplu, nu știu, de ce nu? Am foarte multe hobby, dar acum cel mai mare hobby al meu este să mă satur de somn. Eu vreau să mă scol atunci când dorește corpul meu, nu telefonul sau deșteptătorul. Ce bine, vă înțeleg că sunt și eu mama proaspătă. Eu am lăsat la o parte toate hobby-urile până ce am jobul ăsta. Eu mă bucur că faceți cu dedicație și dumneavoastră jobul. Vă place ceea ce faceți? Îmi place și mie ceea ce fac. Noi nu simțim că muncim. Și eu încerc să combin plăcerea cu responsabilitățile pe care le am, dar am dat un pic hobby la o parte ca să mă dedic poate în weekend să dorm cu o oră mai mult sau cu două. Când v-am spus că este o situație mai delicată, când corpul dorește să se scoală, adică să doarmă, trebuie să te scoli. Și când s-a schimbat ora, sâmbătă, era o problemă, că eu, de fapt, m-am greșit, eu am crezut că o să dormim cu o oră mai mult, dar s-a dormit mai puțin. Asta e doar pe timp de iarnă. Așa cum am spus și noi cu Stella ieri și alaltă ieri, sperăm să fie ultima schimbare, pentru că s-a pus la alegere fiecărui stat să aleagă schimbăm sau nu schimbăm. Noi ne dorim să dormim
cât mai mult sau să dormim atât cât ne dorim, dar, într-adevăr, cum a spus și Stella, dacă facem ceva din plăcere, nu vom munci niciodată. Din contra, ne vom distra. Eu zic acum să gustăm totuși. Hai. Haideți, tradițional, bucătarul trebuie să guste primul. Primul? Este adevărat. Dacă nu-i place bucătarul, el trebuie să-i pregătească și pentru cei care urmează să guste. Dar sper că... Fredorin, așa, știu că tu ești foarte vigilant în tot ceea ce se întâmplă și posibil să nu-ți placă și atunci nu o să rămânem flămânzi. Stella, eu zic să facem chestia asta odată. Hai, împreună. Toți trei odată, da? Dar gustăm și după care dăm o notă, da? Așa. Ia să vedem. Eu am să tai din partea asta. Și eu din partea asta. Așa. Sper și că mâncăm. Așa, 3, 2, 1. Moale. Mm-hmm. Condimentat. După sare suficient cât trebuie. Încă un pic de sare. Probabil trebuia să... Dar asta deja... Pentru mine chiar e bine. Da, eu zic, noi ne-am dus toți peste carne. Și Stella Micșoască tot peste carne. Pentru hai să vedem și brocoli. Hai. Să apropo, are usturoi, da? Și ce dată? Un pic. E super. Un pic, un pic. Brocoli cu usturoi și lămâie e combinația perfectă. Brocoli, da. Ok? Colegii cred că au făcut imagini suficiente, că chiar și arată foarte frumos. Arată minunat, dar sigur. Dar cum v-am spus, brocoli după mine nu este ceva legumă, nu e favorită. Nu este favorită, dar o fac aceasta de nevoie. Dar este, cum ați menționat anterior, este ceva natural și beneficiu pentru... Mulțumim foarte mult că ați acceptat provocarea noastră de a veni aici la bucătărie, așa, printre am făcut-o oameni, cu mare plăcere, da? Iată, camuflajul ăsta, eu cred că data viitoare, cum am promis, o să fie deja de altă culoare, mm-hmm, la frontieră. Mergem la frontieră, venim cu mare plăcere în ospiție. Iar voi, dragilor, cei de acasă, noi toți putem să dormim liniștiți, pentru că, așa cum a spus și Fredorin Lecar, șeful poliției de frontieră, frontiera noastră este una în siguranță, este în mâinile băieților care o apără și ziua și noaptea, și pe ploaie și pe vânt. Nu contează, da? Noi putem să dormim liniștiți. Ne vedem și mâine, tot aici, într-o nouă zi. Fredorin Lecar, mersi foarte mult. Mulțumesc mult. O zi minunată în continuare și liniștită să fie slujba, să o faceți cu plăcere. Acum, dragilor, a rămas să rămânem în compania a trei fetițe, a trei colege. Trupa Copilărie. Copilărie. O zi frumoasă.